Lăsând la o parte aburii lui Bahus, după ce s-a încheiat distracția, Ionuț i-a cerut pe bună dreptate lui Raul să-și asume ceea ce face. Nu am văzut o pupată pe mine la cum. Cine a pupat-o? N-am pupat-o pe nimeni. Te-a văzut camera și eu am și vorbit că te-a văzut. Tace din gură, că oricum nu vezi bine. Cine din gură că te-a văzut? Oricum nu vezi bine, John, când bei un șpriț nu vezi bine, n-ai treabă. O să vezi tu cât de bine. Ei, mi-a răs lun, când mi-a răs lun, spui că te-am ginit. Auzi? N-am și o întrebare. Te rog frumos. Bă, Raul, dar sper că luni iar nu te blurează. Băi, nu mă, nu. Nu mai văd în ceață, că la ce probleme am picat, nu mai văd. Da, el a făcut și el. Dar știi ce nu înțeleg eu? Ce nu înțelegi tu? O singură femeie în viața lui să dă la el și pe aia nu vreau. John! Băi, John! De asta și vreau să plec, ca să aibă oportunitatea să cunoască pe altcineva. Nu e vorba de cunoscut pe altcineva, dar e vorba de unde o știi tu. Chiar îi dau un pic de dreptate la Ionuț. Păi nu mă, Raul. Cred că s-ar putea din afară să vă fi cunoscut. Dar tu cu Mirela? Tu ai accepta unul ca tine? Nu. Păi ia de ce te acceptă? Înseamnă că fata asta e aia care zice. Ionuț, eu, fiate. Care e bub. Eu, se ciudă că o pupată pe Mirela Zângere. Nu mi-e ciudă, bă, frate, dar știi ce mi-e? Nu știu ce dracu a văzut la tine, sincer să fiu, pentru că nu sunt răutăcios. Eu dacă aș fi femeie, păi mie așa, păi eu... Hai de capul tău. Vouă să vă dea Dumnezeu sănătate. Am vrut să zic eu... Că semănați unul cu altul. Eu n-am pupat-o, frate, eu știi ce-a văzut John. Să mor tu că n-ai pupat-o. N-am pupat-o. Fii atent că am vorbit. Fii atent că luni o să fie. Deci... Da. Băi, Raul... Tu când ai să vezi filmarea, tu vii la mine și mi-atrage atenția. Raul, tu juri? Fiu al dracu, da, dacă nu mă faci să te fac de jur. Boală copii. Jur. Luni o să fie întrebarea. V-ați sărutat? S-a sărutat, eu fac pariu, vă zic eu că eu nu e adevărat. Într-adevăr, i-am furat un jumătate de sărut. Bă, dar fii tu asumat ca să reușești să faci ceva. Bravo. Fii asumat. Bun, bravo. Tu când ai să vezi, ei, tu când ai să vezi sărutul ăla, atunci o să fiu asumat sau nu? Corect? Atunci o să mai vrei să plece ca sau nu? Bă, dar vezi că fata asta e bună pentru tine, mă. Că taci din gură și că te iubești, că tot prost ești, mă. Dar nu mă iubești, frate, că iubirea e un cuvânt. Iubirea e lucru foarte mare. Păi eu aș veni eu la tine să stau, să te țin de gând. Tu mă iubești pe mine, de exemplu, în momentul de față, mă iubești. El n-ar ține de gând, așa. După ce că mai bași și mâna prost, mai stau eu la să mă gândesc la tine. Ce ai mâine? Băi, Raul, după părerea mea, este ții de fata asta. Băi, Oani, eu acum, eu în ultimul timp, eu am văzut că tu te simți deranjat de o chestie. Când Stelea stă în pat cu Ramona și tu vezi ursul ăla mare într-un pat, nu te simți așa deranjat? Bă, f***, în gură de păduche, ce încerci tu să faci acum? Că te iau și eu, mâncam ei, dă-i ursul la om înapoi. Adi ești, f***, în gură să... De ce nu-i dai ursul înapoi la om? Dă-i ursul. Dă-i să el dă-i lumire la el. Nu vezi că numai din Mirela vorbește? Ia-l din cămară, Raul. Dar ai luat, cât de prost este, mă. Ai luat-o. Mai prost decât prevedere. Bă, Mirela nici măsa nu suportă. Dacă mi-aș dă eu drumul la gură, iar nu ar merita niciun scuipat în fața mea. După părerea mea, așa. Cine? Mirela? Nu. Cine? Doamne, nimeni, mă, nu vorbesc eu așa, eu mai nebunesc uneori. Aha. Eu n-am mai înțeles nimic să mă rezi pe cine vorba. Exact, aia am vrut. Dar știu ce părere ai? Măi, la p*** de-ai. Băi, de ce cu-am p***? Uite, c***, Ioane. Păi nu pot, bă, să zic ție, pentru că tu nu o să înțelegi. A cui, Ioane, zic? Fii asumat, frate, a cui? Zic că și Stelica aici, de față. Nu, eu îl întreb pe Stelian, nu pe Raul. Hai, bă, Stelian. Tu să fii femeie. Să întâlnești un bărbat cum e Raul. Ferească Dumnezeu, cu ce am greșit? Ție ți-e ciudă că au agățat-o pe Mirela de drept? Băi, dacă la început eu n-o stat aici în dreapta mesei și eu da cu flit. Na, și eu aș fi la fel de atacat cum e el acum. Ți-e ciudă că Raul și-o găsit iubirea pe Mirela și tu nu ai luat-o pe Ramon? Lasă, Ioan, eu rog-te să plec de aici că ți-o lăs pe Mirela. Mirela alege până la urmă. Nu, o să te spun zero cu ea de gând. Și vrei să zic de ce? De ce? Pentru că o femeie care se respectă nu stă, frate, să spună ție mână la... Corect. Dar uite cât de b***iu este aia să supără pe mine, că el acum asta și se gândește, uite, al dracu b***ură, cât de b***iu e, gândește-te că ai pupat-o pe fata aia tu, mă, da? Și tu nu ești în stare să recunoști
că bă, am o relație. Nu mă, dar fără mișto, fără nimic. Ce du-te, naibii, de aici. Azi, naibii. Auzi, dar crezi că l-ar avantaja dacă ar spune că ar avea o relație? Păi normal, frate, că și-ar asuma. Păi dar nu mai pleca din emisiune. Păi să nu mai plece. Păi dar el își dorește să plece casnică. Crezi? Da, mă, eu cred că ar vrea să plece, îți dai seama. Dar chestia lui e că altceva. Că acolo la el, în Moldova, este chestia altfel. Ești cămătare? Eu îl înțeleg, nu cămătare, el e șmecher. Că nu e prost. Că dacă era prost, murea de mult. El de-aia vrea să meargă acasă. Că l-așteaptă cămătare? Da, eu cred că pe fata asta o știe înainte să vină aici. Și-a făcut vorba cu ea de înainte. Posibil, posibil. N-ai, mă, cum să iubești așa ceva? Băi, Raul, poți să iei ceva, dar nu trebuie să mine? Păi oricum zici. Nu, nu zic. Bă, pot să zic sau nu? Raul, pot să zic? Fă-ți dam blow. Dar nu trebuie să pe mine. Fă-ți dam blow. Poftim? Fă-ți dam blow. Să fiu al dracu dacă aș fi femeie, dacă eu m-aș atinge de asta. Auzi care e mașină, 35.000. Nu, mă, nu, bă, pe mașina lui. Dar nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce-a văzut. Vezi cum o dai deja? Păi zic că mă, cine ta ce? Mirela, ca Mirela, dar mașina las. A, mă, și pe Mirela. Dar vezi cum o dai deja? Că ești obraznic. Bă, dar eu nu înțeleg. Nu, dar vezi cum o dai deja? Că ești obraznic. Păi și ce am zis, mă? Tu când ai spus că vrei să-ți faci câteva camere la casa ta, eu am spus că mă, casa ta? Nu. Mi-am văzut treaba mea, dar vezi că ești obraznic? Bine, dacă ți-am greșit cu ceva, eu te... Vorba, frate, dar vezi că ești obraznic. Da, fiate. Hai să fim oameni dacă suntem oameni. Dacă o dăm în dealea, în jigniri, dealea obraznice, eu o dăm în jigniri. Nu am zis nimic. Ok, am greșit, îmi pare rău. Da, să, frate. Hai, bă, da, e frumos așa. Dar de ce s-a gața aia de tine? Te-ai gândit vreodată? Hă? Tu să-i bași și nu știu ce, tu să-i faci. Da, tu te-ai gândit vreodată de ce fata aia s-a ragățat de gâtul tău? Care eu, dacă aș fi femeie, te-aș lăsa drept cu ai muri singur. Te-ai gândit vreodată? Eu cred că eu nu ți-e gelos. Eu gelos, b***. Pofta, cred că mai multe șanse am cu tine. Ce urât! Măi băieți, voi vă puneți în situația da, asta. Știu. Acum, na, nu știu, tu Mirela, ai ceva de comentat? Nu. N-a fost nimic din suflet, nici la adresa lui Raul sau dacă am zis... Dar trebuie să te abții cu jignirile, că nu mă cunoști și nu ești în măsură să mă judești tu pe mine. Indiferent că ai consumat sau nu. Nu e din suflet. Am spus și am mai spus-o, există un Dumnezeu pentru fiecare. Normal, așa e. Mai e, le trag pe ale mele. Da. Dar tu nu trebuia să nu mai... Ba, trebuia. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Stau la petrecere, mă duc să mă apuc singur, mă apuc și consum și dansez, mă disimile. Dacă îți faci rău, în timpul petrecerii... Ascultă, Ionuț, hai că râdem glumind, asta nu e de glumă. Dacă îți faci rău, da, te oprești și preferi, adică e de preferat să stai singur, să te plictisești, decât să fii pus în ipostazele astea. Într-adevăr, nu e frumos, nu e onorabil și nu mă reprezint. Nu e vorba de frumos, e vorba despre faptul că dacă nu poți să controlezi o chestie, mai bine nu faci, e simplu. Da, mă rog, simt, simplu, nu e simplu. Când sunt la dans și nu simt, adică nu simt că am ceva. Ai văzut de atâta ori, sfârșit, da, ai văzut oglinda, oglinda care nu minte. Da, la sfârșitul petrecerii. Nu este despre asta. Nu, cred că nu s-a supărat. Nu m-a supărat. Nu vă face cinste vocabularul acesta. Am vorbit am spus de nu știu câte ori. Sigur. Mai mult eu nu sunt aici și nici Antena 1 nu e aici să vă facem educație. Așa-i. Dar eu am crezut că văzând fiecare zi, fiecare zi, de cât suntem aici? De cât aveți? Aproape 4 luni. Aproape 4 luni. Puteți să vă dați și voi seama ce e ok și ce nu e ok. Este vorbele voastre, faptele voastre
sunt cartea voastră de vizită. Într-adevăr, așa e. Una e să intri frumos pe un material cosmetizat și să spui că sunt, fac, drag, dar de fapt realitatea asta este. Voi nu puteți să mințiți pe nimeni. Eu nu sunt așa în viață, zi cu zi. Asta e după petrecere. Nu există nicio justificare pentru acest material. Nu există am băut. Ok, dacă nu poți să îți stăpânești gândurile și faptele și cantitatea, nu mai bea. Da, nu, ce să zic, nu comentez aici. Eu nu ți-e patologică treaba. Nu e de glumă. Iar ceilalți la fel, băuți, nebăuți, faptul că este singurul sezon în care mi se pare că nu înțelegeți niște lucruri. De fiecare dată le spun concurenților, opriți-vă cu acest comportament, nu este în regulă. Și ok, nu că nu este în regulă că suntem noi la televizor și că muncesc colegii la montaj. Nu este în regulă așa. Conduita voastră de viață, igiena voastră ca oameni, în relațiile voastre, cum vă raportați voi unul la celălalt. Iar ceea ce am văzut astăzi în pauză, nu, cum să spun, așa de rău, așa, o stare așa de rea mi-a transmis și mie și colegilor mei, încât eu nu știu cum aș putea să calific treaba asta. Este cartea voastră de vizită, felul în care vorbiți, și felul în care vă purtați. Ăștia sunteți. Îmi pare rău. S-a terminat emisiunea de astăzi. Dar ne vedem mâine la 14 ca de obicei. Să aveți o după amiază minunată alături de Antena 1. Pe curând!